Oameni buni, suntem în satul Rogoz, acasă la meșterul Nicolae Șerban, unde există o îmbinare extraordinară, o dovadă că omul coabitează cu natura de când lumea, prin voia lui Dumnezeu, între nou, între modern, vechi și tradiție. De când aplicarea aceasta asupra lemnului, asupra tradiției, asupra conservării tradițiilor? Plecare și pasiune a fost de mic. Trăind la țară, trăind în mijlocul țăranilor, am fost atras de tot ce era frumos. Însă, ca să încerc să fac și eu ceva relativ, pot să spun că târziu de tot m-am apucat, în special să cioplez lemnul, practic. E mic, făceam și eu ce făceam. La Era mai patele mult în joc, așa. joacă, joacă, am spus. Pus-o și acum de câteva ori că am făcut chiar și după armată, mi-am luat o trusă de sculptură, dar era niște de artizanal și chiar și atunci. Și făceam rame, făceam draperii care practic nu aveau nicio valoare artistică, erau decorative, Erau bunuri de care se puteau folosi oamenii în dar gospodărie. am învățat să lucrez cu sculele pentru că nu m-a învățat nimeni și Deci eu. ați fost un autodidact în această artă. Exact. Și am avut și eu copii pe aici. Mai vin din când și le spun de multe ori care vrea să vezi ce noroc au dacă vin și au de la cine. Pentru că eu neavând de la cine învăța, am avut o perioadă de vreo 4-5 ani, efectiv nu-mi plăceau lucrările. Și în timp, văzând cam cum ar trebui să apară, am prins dexteritate și au ieșit lucrări din ce în ce mai bine. Acum, nu mă laud, dar după 20 de ani de experiență pot să zic că pot aborda aproape orice tematică în arta populară a lemnului. Spun, deci mă întreabă lumea ce faci. Mie e ușor să spun ce nu fac. Nu fac instrumente muzicale, nu fac butoaie, deci am cochetat cu butoaiele și jucării, iară, fac foarte puțin, fac restul. Sunt o tematică foarte, foarte variată de produse din lemn pe care le abordez. Și în construcții de lemn n-am construit biserici, doar mobilier la interior, dar restul absolut toate genurile. Meștere, dar văd că v-ați aplicat foarte mult în ultima perioadă asupra artei în sine, a sculpturii, Așa a în fost. care omul este personaj principal. Așa a fost începutul. Deci când mi-am luat dălcile, am zis după câțiva ani, după ce am încheiat cu ramele, cu draperiile, aici în Lăpuș aveam un nucleu, Deci un ăla a fel fost de. o etapă în viața Da, dumneavoastră. începutul, ca să știu ce ne-a dat alta mână. Și începutul, pe plan artistic, a fost aici în Lăpuș aveam un nucleu cu Manu Nicolae și cu Persa Cuza, eu am un fel de cer de sculptură, pe vremurile comuniste și noi în timp liber, nu prea aveam timp liber, dar ne adunam sâmbătă seara și lucram până duminică dimineața, multe sâmbăte am avut așa. Și atunci eu practic am început sculptura artistică cu sculptură figurativă, cu artă naivă, că asta e artă neșcolită. Și așa am cochetat cu vreo 2-3 ani de zile. Făceam lucrări care au fost premiate la vremea respectivă, la festivalurile care erau și într-un fel eu spun că erau bune pe vremea aia. Și după diplomele obținute am avut invitații la târguri de profil, târguri de artă populară, într-un fel, în care era admisă și artă naivă, pentru că face parte din filonul creației populare. Dar numai cu statuete sau numai cu lucrări de asta bazoreliefuri, nu făceam față. Și atunci am coborât un pic în jos la lucrările simple pe care le făcea țăranul, începând să fac pecetare, să fac linguri, să fac găvani, nu știu caz, o gamă de vreo 15 produse care le făceau ciobani la stână pe vremuri, că ei aveau timp și așa am cochetat cu lucrările simple, am văzut că au trecere, deci mergând la târgu voiam să și vindem și noi și mergea mult mai bine decât arta figurativă, pentru Deci că erau utile, înțeleg, aceste târguri, aceste expoziții, nu? foarte Lucru care nu prea se mai întâmplă acum, utile chiar. pentru că luam contact cu lumea și așa am învățat foarte, foarte mult. Deci participând la târguri și la expoziții, am învățat de la alți meșteri, văzând produsele, ce o meșter mai în vârstă. Luați și furați meserie, nu? Păi se fură, în orice meserie se fură. Că dacă n-am avut efectiv de la nimeni absolut, deci tot ce am învățat de unul singur, întâlnirea cu alți meșteri bătrâni a contat foarte mult în evoluție. Bun, vreau să vă întreb, acum de ce sunteți mai atașat de, exact cum a spus, de lingură, de găvan, de obiectele de uz casnic
sau de arta, pe care, repet, o văd extrem de bine prezentă în expozițiile dumneavoastră. Cel mai tare sunt atașat, în mod firesc, într-un fel, de arta plastică, arta naivă, așa cum e ea, dar ca să supraviețuim în tagma asta noastră, ești nevoit să abordezi și alte genuri. Deci am avut, în urmă cu 10 ani și mai bine, am avut, deci eram cunoscut, am avut grupuri de vizitatori, am avut ani în care vindeam 100 de statuete. Ei, în ultimii ani s-a simțit criza și numai dacă vând 20 de statuete e mult. Și atunci, în mod normal, sunt obligat, pe de altă parte, să abordez genul artei populare tradiționale. Mă refer la obiectele de uz pastoral și uz casnic, dar le fac cu plăcere și alea. Și se poate vorbi de o implicare a autorităților în sprijinirea, în conservarea reală a tradițiilor și acestor obiceiuri? Nu, deci la întrebarea asta de multe ori nu comentez, știi? Eu mă mulțumesc dacă sunt lăsat în pace de multe ori și e adevărat, eu nu solicit sprijin, dar îți convins. Dar n-ar strica, n-ar dăuna sănătății. N-ar strica, dar la ei nu au niciun pic de inițiativă, nici în programele electorale, de fapt, dacă te-ai uitat acolo la program de cultură, în general nu prea abordează. Pe la meșteri și mai puțin, nu. Deci chiar la nivel de județ, am discutat cu cineva, programul ăsta care se face la sfârșit de an la sărbătoarea Castanului, noi eram invitați periodic acolo și mergeam. Facilitatea era că ne se punea spațiu la dispoziție, noi îi spuneam marfă, dar eram considerați artiști până la urmă. Anul ăsta deja au făcut o schimbare de opinie că totuși meșterii ar trebui să plătească standul. Dar vânzările nu acoperă cheltuială și atunci, bineînțeles, nu m-am dus. E clar, am zis, nu eu sprijin în sensul ăsta. N-a fost mulțumit și unii meșteri s-au mai dus, că ce nu-i taxa chiar așa mare, dar nefăcând vânzări, n-a fost nimeni mulțumit.
Meștere, vedem aici că ați încercat în lemn să imortalizați activitățile satului în diferite ipostaze, așa. Ce vă spune lemnul când îl vedeți? Și de ce ați vrut neapărat să lăsați celor privitorului, celor care vin la dumneavoastră, să vadă cum muncește țăranul lăbușean? Asta a fost ideea de la bun început când m-am apucat să lucrez. Am vrut să imortalizez țăranul nostru în toate ipostazele lui, în special cu muncile, da, și cu obiceiurile, cu sărbători, cu tradiții. Tematica istorică o abordez foarte puțin, un pic tematica religioasă și mai puțin tematica abstractă. Deși mi-ar plăcea să lucrez abstract, dar dacă eu sunt neșcolit, parcă n-aș avea ce căuta pe tărâmul artei abstracte și m-am limitat la sculptură figurativă, genul naiv, gen apreciat. Eu în fiecare an trimit la cel puțin 3 expoziții în țară și lucrările sunt apreciate, sunt premiate, în special statuetele. Am abordat o perioadă lungă de timp genul bazoreliefuri, însă ales mai migăloase de lucrat și se expun și mai greu. Da, putem spune că vorbim de un adevărat stil propriu, de o adevărată colecție. Da, bineînțeles, că n-am încercat să copiez pe nimeni. Mi-am imprimat de la bun început un stil propriu pe care îl duc și în ziua de astăzi. Singurul avantaj care l-am câștigat în timp, că am dexteritate și productivitate la lucrări. Acum, aici e partea comercială și dacă cineva își dorește o anumită lucrare, în funcție de timpul liber, eu reiau ideea și tema și încerc să refac lucrarea. Și bineînțeles că după atâta timp de muncă se reface mai ușor. Oameni buni, deci veniți la Rogoz, ultima casă pe stânga, și găsiți aici minunății pe care vi le arătăm acum. Însă haideți, vreau să vă spun, vin tinerii să fure meserie meștere? Cu greu vin, mai mult împinși de spate, vin din curiozitate, dar Nu știu de ce, cu greu ar rămâne vreunul. Eu practic nu am niciunul rămas, chiar am dau un exemplu destul de dezamăgitor pentru mine, într-un fel că am școlit cel mai mult pe băiatul meu, acum e student la Cluj, lucrează foarte bine, are mâna formată la aproape toate genurile de lucrări, dar cu greul pot prinde în timpul liber să vină să mai stea lângă mine, să mai fac un ban. Singurul lucru mulțumitor care e că știe să aprecieze valoarea, știe să distingă un obiect autentic de un chici, apreciază, dar ca să lucreze el nu, cu greu. Păi de ăștia la alții mai mici, să porni, nu știu, iei 10 și dacă reușești cu unul să-l duci o perioadă de câțiva mai încolo, e mare lucru. Și asta nu știu ce, aș ști eu de unde pornește, dar nu le putem rezolva. Și atunci cam cum credeți că arată ziua de mâine fără meșter ca dumneavoastră? Cum arată și la alții, pentru că sunt naționalități, națiuni întregi care ei nu au totuși avuția asta care o avem noi și ne apreciază când vin la noi, plâng că ei din păcate au dispărut de mult, dar și noi vom ajunge acolo. Chiar ne cunoaștem, eu când m-am apucat să lucrez, deci tânăr și cam singur, eram o tagmă destul de mare de meșteri, ne întâlneam pe la târguri, dar bătrânii s-au tot dus în cer și se duc în fiecare an, dar dinapoi rar mai vine câte unul tânăr, foarte puțin. Da. Cum e meșterea să treci de la lingura veche, străveche, la fusul maramureșean, la pecetarul, asemenea foarte vechi, la artă naivă și, iată cum am văzut acolo, v-am prins în flagrant lucrând la o troiță. Cum e? Motivația e financiară până la urmă. Bineînțeles că ar fi foarte bine să te axezi numai pe un gen de lucrări. Și eu aș face numai statuete, că mi-e cele mai dragi, dar dacă nu este piață, mergem pe adaptați. Dar și troițele sunt foarte frumoase. Ce e partea mai proastă, că e volum mare de muncă, foarte greu faci rost de material și lucrez cu o lună de zile, chiar și două luni, am și troițe mari și asta e, dar nesatisfacția e mare, dar motivația financiară acolo se poate vorbi. Lemnul mare, taine pentru dumneavoastră. Da. Lemnul de stejar
E cel mai bun pentru lucrările de exterior și încă mai avem ceva resurse, dar se epuizează din ce în ce mai tare și nu știu ce se va face. Deși din punctul ăsta de vedere ne așteaptă zile negre, nu? Generația noastră nu, că totuși mai avem, dar povestim de generația următoare, chiar dacă ar vrea să facă la scară mare lucrări monumentale, mă refer și la porțile maramureșene, că astea au cam dispărut, cel puțin în zona Maramureșului. Am fost pe Valea Izei la Bârsana, în timp de 2 ani de zile o singură poartă s-a construit și am văzut vreo 3-4 porți făcute cam din anii 70, care deja se dărâmau, că era putrezite de la talpă. Deci alea vechi se dărâmă, alea noi nu se mai fac și motivația a fost odată scumpe, și scumpă vine din cauza că nu se găsește lemn. Foarte greu să face rost de lemn și acolo. Și m-am convins și eu. Am făcut și eu și chiar acum sunt târg cu cineva, dar nu, din cauza lemnului voi renunța la comandă.